Joaca cu focul a provocat o tragedie în comuna Putna. Lăsați nesupravegheați de părinți, doi copii de 6 și 9 ani s-au jucat cu focul chiar în șura gospodăriei. Un puternic incendiu a izbucnit de la un chibrit aprins care a fost scăpat în fânul din șură. Fratele mai mare a reușit să iasă din șură și a fost dus la spital cu arsuri importante. Din păcate, copilul de 6 ani nu a mai putut scăpa și a murit carbonizat în flăcări. Până la sosirea pompierilor, incendiul s-a extins la alte două gospodării din vecinătate. Pentru că focul amenința să cuprindă o pensiune și mai multe gospodării din apropiere, pompierii militari au intervenit cu 11 autospeciale de la subunitățile din Rădăuți și Vicovu de Sus și de la serviciile voluntare din Putna, Frătăuții Noi, Bilca și Gălănești. Din cauza că incendiul a cuprins 3 gospodării și se formaseră mai multe focare, intervenția pompierilor a durat mai bine de 3 ore.